După lungi amânări, directiva europeană care scoate de pe piață produsele din plastic a fost adoptată prin ordonanță de urgență de către guvern. Eficacitatea vaccinurilor Pfizer și Moderna scade la 66% în fața variantei Delta, o arată datele publicate de autoritățile sanitare din Statele Unite. O a doua doză de Johnson & Johnson produce un răspuns imun puternic la 8 luni după ce este făcută prima doză, transmite compania. Se abține însă să recomande a doua doză. Așteaptă mai multe rezultate. Guinness a omologat oficial recordul stabilit de echipajul feminin de canotaj 8+1 al României la Jocurile Olimpice. Fetele noastre au obținut timpul de 5 minute, 52 de secunde și 99 de sutimi. Marea Britanie ar urma să încheie evacuările din Afganistan în următoarele 24 până la 36 de ore, relatează The Guardian, citând surse din domeniul apărării. Iar rapperul american Kanye West a depus documentele legale pentru a schimba numele oficial în IE. În cererea sa adresată Curții Superioare din Los Angeles, West a invocat motive personale. Știi